Capitolul 12 din portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde Era în ziua de 9 noiembrie, ajunul zilei lui de naștere. Împlinea 38 de ani, zi pe care avea să o țină minte mai târziu. Se întorcea acasă pe la ora 11 de la cina pe care o luase la lordul Henry, înfăfolit în blânuri grele, întrucât era o noapte rece și păcloasă. La colțul dintre Grosvenor Square și South Audley Street a trecut pe lângă el un bărbat care mergea foarte grăbit prin ceață, cu gulerul paltonului ridicat. Ținea în mână o geantă. Dorian l-a recunoscut pe dată. Basil Hallward. L-a străbătut un ciudat fior de teamă, fără să-și dea seama din ce pricină. S-a făcut că nu-l recunoaște și a mers cu pasiute înainte, în direcția locuinței lui. Dar Hallward îl văzuse. Dorian l-a auzit oprindu-se din mers, apoi venind repede după el. În câteva momente, i-a simțit mâna pe braț. Dorian, ce șansă extraordinară! De la ora nouă tot stau și te aștept în biblioteca ta. Până la urmă, mi s-a făcut milă de valetul tău obosit, i-am spus să se ducă la culcare și el m-a condus la ieșire. Mă pregătesc să iau trenul de miezul nopții pentru o călătorie la Paris și țineam mult să te văd înainte de plecare. Când ai trecut pe lângă mine, am avut impresia că ești tu sau mai curând ți-am recunoscut haina de blană, dar nu eram sigur. Nu mai ai recunoscut? În ceața asta, dragul meu bazăl, vai de mine, nu recunosc nici Grosvenor Square. Cred că locuința mea e undeva pe aici, dar nu sunt sigur. Îmi pare rău că pleci, pentru că nu te-am mai văzut de secole, dar presupun că o să te întorci curând, nu. Plec din Anglia pe o perioadă de șase luni. Intenționez să închiriez un atelier la Paris și să zac închis acolo, până termin o pictură amplă pe care o port în minte. Dar n-am venit ca să vorbesc despre mine. Uite, am ajuns la ușa ta. Dăm voie să intru o clipă. Trebuie să-ți spun ceva. Aș fi încântat, dar nu o să pierzi trenul, a răspuns moale Dorian Gray, în timp ce urca treptele și descuia ușa. Lumina felinarului lupta cu ceața și Hallward și-a consultat ceasul. Am timp berechet," l-a asigurat el. Trenul pleacă la douăsprezece și un sfert și acum e de-abia unsprezece. De fapt, când te-am întâlnit, mă duceam la club să te caut și n-am să pierd timpul cu bagajele pentru că mi-am și expediat lucrurile grele. Mi-am luat cu mine în geanta asta strictul necesar și la gara Victoria ajung în douăzeci de minute." Dorian l-a privit zâmbind. Ce manieră de a voiaja pentru un pictor la modă! O geantă Gladstone și un palton de stofă cu cordon. Intră odată, că îmi de ceața în casă și te rog, nu-mi vorbi despre lucruri serioase. Nimic nu-i serios în zilele noastre, cel puțin nimic nu ar trebui să fie. Halward a clătinat din cap, urmărindu-l pe Dorian în bibliotecă. În șemineul uriaș duduia un luminos foc de lemne. Lămpile erau aprinse și pe o măsuță se găseau o lădiță olandeză de argint plină cu băuturi, câteva sifoane și niște pahare de cristal. După cum vezi, Dorian, valetul tău m-a făcut să mă simt bine. Mi-a oferit tot ce mi-a dorit inima, inclusiv cele mai bune țigări ale tale, cu capete aurite. Îmi place mai mult decât franțuzul pe care l-ai avut înainte. Apropo, ce s-a ales de francezul acela? Dorian a înălțat din umeri. Cred că s-a însurat cu servitoarea care o slujea pe Lady Radley și a instalat-o la Paris în chip de croitorioasă englezoaică. Anglomania e la mare modă pe acolo acum. E o prostie din partea francezilor, nu găsești? Dar știi, nu era un valet rău. Nu mi-a fost niciodată simpatic, dar n-am avut motive să mă plâng de el. Mira realmente foarte devotat și părea extrem de necăjit când a plecat. Mai iau un pahar de coniac cu sifon. Sau, preferi un hocken selzer Eu iau întotdeauna un hocken selzer Trebuie să mai am ceva în camera de alături. Mulțumesc, nu mai vreau, a răspuns pictorul dezbrăcându-și paltonul și pălăria și aruncându-le peste geanta pe care o pusese într-un colț. Și acum, dragul meu, Vreau să am o discuție serioasă cu tine. Nu te încrunta, nu mi îngreuna situația. Despre ce e vorba? A întrebat Dorian pe un ton arțăgos, trântindu-se pe o canapea. Sper că nu despre mine. În seara asta sunt plictisit de mine însumi. Aș vrea să fiu altcineva. E despre tine, i-a răspuns Halward cu vocea lui gravă, adâncă. Și trebuie să-ți spun ce am de spus. Nu o să te rețin mai mult de o jumătate de oră. Dorian a oftat și și-a aprins o țigară. O jumătate de oră, a murmurat. Nu-ți cer prea mult, Dorian, și o fac numai de dragul tău. Consider că trebuie să știi că în Londra circulă cele mai oribile povești despre tine. Nu vreau să știu nimic. Îmi plac scandalurile când e vorba de alții, dar scandalurile legate de persoana mea nu mă interesează. Sunt lipsite de șarmul noutății trebuie să te intereseze, Dorian. Orice gentleman e interesat de bunul său renume. Doar nu vrei ca oamenii să vorbească despre tine ca despre un ticălos, un om degradat. Desigur, deții rangul tău și averea ta și tot felul de alte chestii, dar rangul și averea nu înseamnă totul. Țin să spun că eu nu cred nimic din zvonurile astea, cel puțin atunci când te privesc, nu le pot crede. Păcatul e ceva care se imprimă pe fața omului, nu poate fi camuflat. Oamenii vorbesc uneori despre vicii ascunse, nu există așa ceva. Dacă vreun nefericit e stăpânit de un viciu, lucrul acesta apare imediat în conturul gurii, în ploapele căzute, chiar și în forma mâinilor. Cineva, n-am să-i spun numele, dar e o persoană pe care o cunoști, a venit anul trecut la mine cerându-mi să-i fac portretul. Nu-l văzusem niciodată până atunci și nu auzisem nimic despre el, deși, de atunci încolo, am auzit prea multe. Mi-a oferit un preț extravagant. L-am refuzat. Avea în forma degetelor ceva ce-mi displăcea. Și acum știu că am avut perfectă dreptate în ceea ce mă închipuisem despre el. Duce o viață îngrozitoare. Dar tu, Dorian, cu figura ta pură, luminoasă, candidă, cu miraculoasa ta tinerețe neatinsă, nu, nu pot crede nimic rău despre tine. Și totuși, te văd extrem de rar și acum nu mai treci deloc pe la atelier. Iar când sunt departe de tine și aud toate ororile pe care le spun oamenii în șoaptă despre tine, nu știu ce să mai cred. Dorian, un om de talie a ducelui de Berwick părăsește salonul unui club când intri tu. De ce atâția gentleman londonezi refuză să vină la tine și nu te invită la ei? Erai cândva prieten bun cu Lordul Stavely. L-am întâlnit săptămâna trecută la un dineu. Din întâmplare, pe parcursul conversației au fost menționate miniaturile tale pe care le-ai împrumutat expoziției de la Dudley. Stavely și-a arcuit disprețuitor buzele și a declarat că e posibil să ai gusturi artistice rafinate dar că ești un om pe care nicio tânără inocentă nu ar trebui să-l cunoască și nicio femeie castă nu ar trebui să se afle în aceeași cameră cu el. I-am amintit că sunt un prieten de-al tău și l am întrebat ce a vrut să spună. Mi-a explicat în fața tuturor celorlalți. A fost înfiorător. De ce prietenia ta le e fatală tinerilor care ți se alătură? A fost băiatul acela, nefericit, din corpul de gardă, care s-a sinucis. Erai bunul lui prieten. Pe urmă a fost Sir Henry Ashton, care a fost nevoit să părăsească Anglia din cauza numelui său compromis. Erați inseparabili. Ce să mai vorbim de Adrian Singleton și de cumplitul lui sfârșit, sau despre unicul fiu al Lordului Kent și cariera lui. L-am întâlnit ieri pe tatăl lui, în St James Street. Părea covârșit de rușine și de durere. Ce-i cu ducele de Perth? Ce fel de viață duce acum? Care gentleman s-ar mai apropia de el? Oprește-te, bazel Vorbești despre lucruri care-ți sunt complet necunoscute!" A intervenit Dorian Gray, mușcându-și buzele și cu o notă de infinit dispreț în glas. M-ai întrebat de ce Berwick părăsește camera când intru eu?" Pentru că eu cunosc totul despre viața lui, nu pentru că el ar cunoaște ceva despre viața mea. Cu sângele care curge în vinele lui, cum ar putea avea o reputație nepătată? m ai întrebat despre Henry Ashton și despre tânărul Pert. Crezi că de la mine au învățat primile vicii și cel de-al doilea desfrâu? Dacă prostănacul de fiu al lui Kent își alege nevasta de pe stradă, ce vină am eu? Dacă Adrian Singleton Iscălește o cambie cu numele prietenului său. Eu sunt păzitorul lui? Știu bine cum trâncănește lumea în Anglia. Mic burghezii fac mare caz de prejudecățile lor morale la grosolanele lor mese de prânz și șușotesc despre depravarea celor ce le sunt superiori, încercând să pretindă că și ei frecventează în alta societate și sunt în relații amicale cu cei pe care îi calomniază. În țara asta e de ajuns ca un om să posede distincție și minte pentru ca orice limbut de doi bani să-l defăimeze. Și ce fel de viață duc oamenii aceia care pozează în stâlpe ai moralității? Dragul meu, uiți că trăim în țara natală a ipocriziei? Dorian, a strigat Hallward, nu asta e problema. Anglia e rea, știu, și societatea engleză calcă strâmb, Tocmai acesta e motivul pentru care doresc ca tu să urmezi drumul drept și nu l-ai urmat. Avem dreptul să judecăm un om după efectul pe care l-are asupra prietenilor săi. Prietenii tăi par să fi pierdut orice simț al onoarei, al compasiunii, al purității. Le-ai inoculat nebunia plăcerii. Au decăzut la cel mai jos nivel. Tu i-ai împins acolo. Da, tu i-ai împins acolo și totuși poți zâmbi cum zâmbești acum și lucrurile stau și mai rău. Știu că tu și Harry sunteți nedespărțiți. Numai din această pricină, dacă nu din altele, n-ar fi trebuit să terfelești numele surorii lui. Bazăl, bagă de seamă, mergi prea departe. Trebuie să vorbesc și tu trebuie să mă asculți. Ai să mă asculți. Când ai cunoscut-o pe Lady Gwendolyn, nu exista niciun fir de scandal legat de numele ei. Mai cunoști azi în Londra vreo femeie decentă care să accepte să se prime alături de ea în parc? Vai de mine, nici copiilor ei nu li se îngăduie să locuiască la ea. Și mai sunt și alte povești. Se spune că ai fost văzut strecurându-te în zori din niște case abjecte sau furișându-te deghizat în cele mai infame locuri din Londra. E adevărat? Poate fi adevărat? La început, când am auzit toate astea, am râs. Acum le aud repetate, și mă cutremur. Cei cu reședința ta de la țară și cu viața care se desfășoară acolo. Dorian, habar n-ai ce se vorbește despre tine. Nu o să-ți spun pentru că nu vreau să-ți țin predici. Mi-aduc aminte că l-am auzit odată pe Harry comentând că orice om care se simte, pentru un moment, popă amator, începe întotdeauna cu aceste cuvinte și pe urmă se grăbește să le încalce. Da, vreau să-ți țin predici. Vreau să duci o viață care să-i facă pe oameni să te respecte. Vreau să ai un nume curat și o reputație nepătată. Vreau să te dezbar de oamenii dubioși cu care te-ai asociat. Nu ridica din numeri. Nu fi atât de nepăsător. Tu exerciți o extraordinară influență asupra oamenilor. Folosește-o numele binelui și nu al răului. Se spune că tu corupi orice persoană cu care te împrietenești și că e suficient ca tu să intri într-o casă, pentru ca apoi să urmeze rușinea pentru cei de acolo. Nu știu dacă e așa sau nu. Cum aș putea ști? Dar așa se spune. Am auzit și lucruri despre care e cu neputință să mă îndoiesc. Lordul Gloucester a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei la Oxford, și mi-a arătat o scrisoare concepută de soția lui pe patul de moarte, când s-a stins singură în vila lor din Menton. Numele tău e implicat în cea mai tulburătoare confesiune pe care am citit-o vreodată. L-am asigurat pe Lord că e absurd, că te cunosc bine și că ești incapabil de asemenea orori. Te cunosc cu are? Mă întreb dacă te cunosc. Înainte de a răspunde la această întrebare, ar trebui să-ți văd sufletul. Să-mi vezi sufletul, a repetat Dorian Gray, ridicându-se de pe canapea, alb la față de spaimă. Da, a răspuns Halward cu gravitate și cu adâncă durere în voce. Să-ți văd sufletul, dar așa ceva numai Dumnezeu ar putea face. Un râs amar, zeflemitor, a țâșnit de pe buzele tânărului. Ai să-l vezi și tu, în seara asta, a strigat luând o lampă de pe masă. Vino, e propria ta creație. De ce să nu te uiți la ea, după aceea, dacă ai să dorești, ai să poți povesti lumii totul. Nimeni o să te creadă. Și dacă o să te creadă, o să mă placă și mai mult. Cunosc epoca în care trăim mult mai bine decât tine, deși trăncănești atât de plicticos despre ea. Vino, îți spun, ai pălăvrăgit destul despre degradare. Acum ai să te trezești față în față cu ea. În fiecare cuvânt pe care îl rostea, răsuna nebunia mândriei, a bătut din picior în felul lui băiețesc, insolent. Era invadat de o teribilă bucurie la gândul că o să-și împărtășească secretul cu altcineva și acest altcineva era tocmai omul care pictase portretul. Portretul care stătea la originea întregii lui vieți rușinoase. Iar omul care l-a pictat va purta pentru tot restul vieții lui povara amintirii fioroase a ceea ce făcuse. Da, a continuat Dorian, apropiindu-se de el și privindu-l cu fermitate în ochii lui serioși. O să-ți arăt sufletul meu. Vei vedea cu ochii tăi ceea ce-ți închipui că numai Dumnezeu poate vedea. Halward a bătut în retragere. Dorian, e o blasfemie, a strigat. Nu trebuie să rostești asemenea cuvinte. Sunt îngrozitoare și complet lipsite de sens. Așa, crezi? a întrebat Dorian râzând. Știu că așa sunt, că despre cele ce ți-am spus în noaptea asta, am făcut-o numai pentru binele tău. Știi că ți-am fost întotdeauna un prieten de nădejde. Nu mă atinge! Sfârșește ce mai ai de spus! O expresie de durere a schimonosit pentru o clipă fața pictorului. A tăcut și s-a simțit cuprins de un puternic val de milă. În fond, ce drept avea el să se amestece în viața lui Dorian Gray? dacă săvârșise măcar a zecea parte din tot ce se spunea, cât trebuie să fi suferit. Hallward s-a ridicat și s-a dus în fața șemineului, urmărind butocii care ardeau sub cenușa lor albă ca o chiciură și inimile palpitând de ale flăcărilor. Aștept, Bazel!" i-a spus tânărul pe un ton dur, răspicat. Hallward s-a întors spre el. Asta e tot ce am avut de spus. Trebuie să-mi dai un răspuns la grozăviile astea puse pe seama ta. Dacă o să-mi spui că totul e minciună, de la un capăt la celălalt, o să te cred. Dezmintele, Dorian, dezmintele. Nu-ți dai seama prin ce trec eu? Dumnezeule, nu-mi spune că ești netreptnic și corupt și copleșit de rușine. Dorian greia zâmbit. În zâmbetul lui războtea o notă de dispreț. Bazăl, vino sus, i-a cerut calm. Țin un jurnal al vieții mele, zi de zi. Un jurnal care nu este niciodată din camera în care e scris. Dacă vii cu mine, o să ți-l arăt. Dacă așa dorești, Dorian, o să vin cu tine. Constat că am pierdut trenul, nu-i nimic, iau mâine altul. Dar nu-mi cere să citesc ceva în noaptea asta. Tot ce vreau e un răspuns clar la întrebarea mea. O să primești răspunsul sus. Nu ți-l pot da aici. Nu o să ai mult de citit.